Na, votați PSD, uitați. Votați PSD, votați PNL-ul. Votați, măi, pe Racoviță că stă acasă. N-a mai făcut un copil de 10 ani. Pentru ce? Ce faceți? Care-i primar? Care-i măcar? Care-i primar? Ăsta e măcar să ducă la bază! Da, mă! Vorbiți cu primar! Să ducă la bază! Ăsta e primar! Ăsta-i măcar! Uitați, domnul primar, ați promis că în ianuarie să dă drumul la spital! Domnule, dați ordin să-l luați! Unde e asta? Să leagă aici de păcimentul celălalt! Îi faci! Merenă-l mai mult! Mai mult ca de lucru cu ilu, mai mult! Revine, dacă doamnele face treaba, revine! Le mustră din lei zău! La cușăni! Nu vorbiți urât că oamenii face treabă, nu mai nu e mort. Mai bine spune la fetele lui că-i mort și gata. Nu, lasă. Uite-vă ce spital bun avem, uite. De două ori sunt acolo și vizionarii nu avem. Aici-i dată. Îl ține ca pe-o câinii, că l-am adus, l-am adus. Noi leși, unul primește în spital. N-a vrut să-l primească sau? N-a vrut să-l primească? N-a vrut să-l primească, dar aici a căzut și așa e procedura, trebuie să-l facă. Da. Așa este, oamenii încearcă să facă tot. Nu, am crezut că nu-l primește în spital. Cum să nu-l primească, n-a fost nicio vorbă de primire, cum să-l primească în spital? Arăcta-i la ce tu mai gândi. Și așa e mort, domne, mort! Lasă-l că nu-i face datorii. Da! Să tu gândi, de-aia nu știu. Nu poți să te chinui acum! Dacă l-am vrut jală! Lasă-i la bă, băie ripe! Și nu poate, că forță e, dar n-are, e tot mai mort! Adică nu mai ne-am baterii. Da, bune, o să-i! Aser! Lasă că-l servează acum! Uite ce se întâmplă la Mugen dacă nații șut în stradă. Și români, și țigani, și tot ce este, trebuia să ieșim cu toții. Nu uite, nici în spital nu-l primești, uite. Nici în spital, pentru că spital de handicap, nu te primești nici înăuntru. Și noi tot votăm, vrem să votăm că ne aruncă o mașină de cheatră. Ne aruncă o mașină de cheatră pe drum, o roabă într-o parte, una într-o parte și votăm. De asta, uite, tragem 4 ani, murim, în 4 ani moare milioane de oameni. A promis acum vine la noi, în biserici. Ne așteptăm în biserici. Vine la noi și se roagă cu noi la adunare și promite că ne face spitalul, că ne face drumurile, că ne face canalizări. Când le votăm, eu am pământuri multe. Racoviță are pământ mult, Stelică de la Căj are pământ mult și ei apără pământul lor, hoții între ei. Cazacu are pământ. Ei cu pământurile, ei să apără pământurile lor, dar să facă spital, nu face nimeni. Uite, spital cel mai bun din tot orașul, până la Bârlad. E mai bun ca la Bârlad spitalul la noi. Vreți să înțelegeți că jumătate din... Ioane, românii din Murgen trebuie să înțeleagă jumătate din țigani a plecat la Bârlad, la Simina, la peste tot. Și o să rămâne și ei și o să ajungă la poartă și o să moară.
dacă nu iasă... O să moară și cu moare țiganul ăsta. Dacă nu iasă toți la... aici... Dacă iau avantaj numai pământurile, să facă pământ. Să mai vede unul politician la noi. Uite, omul moare. Omul deja e mort. O să-i faci încă o oră, are o oră mai... Mai mult de o oră. Uite, fug din spital acum toți. Uite, toate doamnele fugi din spital. Spitalului. Unde-i domnul Borș? Care vrea să ia locul. Toți au fugit din spital. Aude cum fug, aude. Aude cum fuge din spital acum toți. Sunt 40 de angajat la spital și n-au niciun pacient. Are grijă de handicapare, că iau banii pe ei. Uite aici stă handicapații. Sunt handicapații, a murit din cauza peștii, că era inspirată. N-avem, avem spital cel mai bun din orașul Murgeni, tot județul ăsta. Și uite ce aici. Avem toate condiții. Uite mai, fraților, a murit omul. A murit omul exact în drumul mare. Uite, uitați-vă. Ce înseamnă asta? Uitați-vă, uite, mort. Doamna, e mort? Vă bate joc de oameni, ce înseamnă? Auzi, șeful, e mort? Data, e mort. E mort și acum că mort, nu se mai poate să facă nimic, puteți să-l duceți, nu, la spital. Gata, asta este soarta omului, asta nu, este... soarta omului, nu, asta o tragem... este intenționat, poate că face ei. O tragem noi pentru că noi suntem vinovați. Nu, când se aștepte, că nu se mai poate să facă nimic și-l duce la spital. Deja mulotar, e mort. Nu se mai poate să facă nimic. Ce se mori niște domnul, ce se mori să stai în rezolul ăsta? Lasă că mai chine de-i! E mort, deja a murit! Nu mai mai, e mort, e mort! Gata, de ce zi? Asta nu facem prostii! Auzi ce aici? Să mi-l lași, nu mai ducă la brână. Îl mai ducă la brână? Dă decesul și gata. Medici, medici. Nu-l mai duci ca să mai facă cheltuială, mă. Dă-te înapoi, n-am mai zis chestii. Nu mai vezi voi să-ți mai uitați, hai. N-am mai că-s mulo. E mort și nu mai vedeți. E că-s chifani, nu mă răzi mai țâra, manii. 263. Și la TikTok. Uite, mă, frațele, cum am rămas, uite. Uite, gata. Așa rămâneți toți dacă mai votați PSD-ul. Da, băieți, uite ce spital avem, uite. Nici nu ne-a primit în spital, Marca, uite. Uite. Ia să văd, de ce nu a primit în spital? O leacă. Domnul manager, de ce nu l-a primit în spital? Așa trebuie. Păi și eu, de ce l-a ținut aici? Așa ne-a auzit, am auzit că le-a dat afară din spital. Ia vedeți, vedeți și luați considerație. Auzi că l-a dat afară și aici au chicat. Eu zic că din cât ești nu ai intrat în spital, da? Aici l-a adus, da? Eu asta știu, da? Aici era, nu? Aici l-a adus, da? Așa îmi spune că l-a dat afară. Eu, din câte știu, aici l-a adus. Dar nu știu ce-mi deși l-a adus. Ia vedeți, domnul. Poliția din aici. Ho, ho, ho. Lasă-l încet.
Gata, deja a murit. Uite, așa se întâmplă la Murgeni. Dacă nu suntem atenți, noi toți din Murgeni, țigani, români, uite cum este spital, uite, nici în spital nu l-a primit. Uite, uite domnul manager. Deci, adică aici l-a adus, da? A adus. Zice că l-a dat afară domnul manager. Nu cred că l-a dat afară. Uite, Oh, oh. Nu, nu, lasă! Nu, nu huduiți omul, lasă că omul a făcut datorie, face datorie. Aia ce se întâmplă la Murgeni, mă? Vă, vineți la voturi, vineți să vă dăm voturi! Veniți la voturi, mă, să vă dăm voturi, veniți! Hai, fetelor, hai la voturi! Dați voturi la pentru un sac de pentru o făină. Pentru o pâine, pentru o pâine votăm. Pentru pâine, Gianelu. Domnul manager, luați în seamă că l-a dat afară din spital, zice și nu l-a primit. Nu l-a primit în spital. Criminalul, nu huduiți, nu huduiți. Nu huduiți oamenii. Uite. Au și aici. Uite cum, uite ce spital avem, mă, nici Bârladul nu are așa ceva. Și nu ne lasă nici în spital. Așa ne trebuie. Mai votați? Fără să știți? Pentru o sită de făină, o cutie. Votați, aul! Pentru o cutie, pentru o cutie de orez și o cutie de făină, votați? Și acum suferiți!